Ai nevoie de mângâiere, încurajare, bucurie, salvare, pace? Ascultă! E un mesaj pentru tine, un mesaj pentru inima ta, un mesaj ce viața îți poate schimba. E un mesaj pentru suflet. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu disprețuiască tinerețea, ci fi un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în duh, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător față de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin profeție cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Cugetă la aceste lucruri, îndelenicește totul în ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii culoarea mintei asupra ta însuși și asupra învățăturii. Continuă în ele, căci făcând așa te vei mântui și pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Dați-mi voie să spun o rugăciune pentru mine astăzi și pentru mine și apoi să ascultăm. Doamne, îți mulțumesc pentru acest buchet de suflete tine. Te rugăm pentru destinul fiecăruia dintre ei. Am vrea ca destinul lor să fie veșnic împreună cu tine. Amin. Nu lăsa, te rugăm, ca celul rău să răpească pe vreunul dintre ei, pe vreuna dintre ele. Ci te rugăm să-i aperi tu. Amin. Și dacă vreunii dintre ei deja au luat decizii greșite, știm că la tine este mântuire. Pentru cei nemântuiți, dacă au fost botezați și totuși s-au mânjit din nou, știm că la tine este iertare și răscumpărare. Doamne, nu lăsa pe niciunul să deznădăjduiască și să apuce mai adânc pe calea pierzării, crezând că nu este nădejde. Nu lăsa pe cel rău să-i păcălească și să-i acuze în Duhul lor, ci lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, Te-am rugat ca ziua de astăzi să fie o zi a deciziilor sfinte. Ajută-i, Doamne, să iau hotărâri sfinte, să luăm hotărâri sfinte și să mergem altfel decât am mers până acum, mai aproape de Tine. Mai asemănător cu Tine, până când vom fi cu Tine și vom fi ca Tine în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă rog să vă ajut. Pavel îi spune lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fi un exemplu. Și pentru cei mai în vârstă. Nu există nicio scuză prin faptul că ești tânăr și să spui până la 25 de ani când îți termin adolescența, mai am voie să fac prostii. În primul rând, în Scripturi nu există adolescență. Găsiți-mi un singur adolescent în Sfintele Scripturii. În mentalitatea ebraică, până la 12 ani erai copil și pentru greci era fel, avea un singur cuvânt și pentru băieți și pentru fetițe, un cuvânt de genul neutru, care denumea acea perioadă până când apar caracterele feminine și masculine. De la 12 ani erai tratat ca un adult. Domnul Iisus a fost dus la templu la 12 ani și a fost tratat ca un adult, nu pentru că era Domnul Iisus, atunci nimeni nu știa. Mama lui pusese la inimă și știa cam ce are de-a face. Dar ceilalți bătrâni, adulți, l-au tratat cu respect, ca de la adulți, la adult. Nici tu nu ai dreptul, dacă ai făcut de 12 ani, să te tratezi ca un copil. Știi ce e mai cumplit ca alții să te disprețuiască? Să te disprețuiești tu. Domnul Iisus, Mântuitorul, spune, iubește pe aproapele tău, cum? Ca pe tine însuți. Oamenii cei mai plini de patimă. Oamenii care sunt capabili de o ură viscerală. Sunt oamenii care se urăsc, în primul rând, pe ei înșiși. Oamenii care nu au făcut pace cu ei înșiși. De aceea, dragii mei, în această după-amiază, vreau să ne uităm în Sfintele Scripturi și în dreptul acestui titlu, Tinerețe fără regrete, sau aș redenumi Tinerețe fără dispreț. Fără să-ți disprețuiești deciziile luate în tinerețe, vreau să ne uităm și să medităm la Cuvântul Domnului și
Mai mult într-o meditație decât într-o predică, vreau să vă împărtășesc câteva lucruri pe care le am pe suflet pentru dumneavoastră. Poate că, într-un fel, acest titlu ar putea în continuare să fie modificat. O bătrânețe fără regrete, pentru că la tinerețe încă n-aveți prea multe lucruri pe care să le regretați. George Bernard Shaw spunea, ce păcat că tinerețe este risipită pe tine. Că nu știi ce să faci cu ea. Noi știm ce să facem, dar mie și fratele păstor ne-ați împrumutat câțiva ani, am ști exact ce să facem cu ei. Dar voi încă nu știți câte oportunități, cât de multe ocazii, cât de multă binecuvântare vă stă înainte. De aceea, chiar dacă s-ar putea ca unele dintre aceste lucruri să nu vă sune, să nu fiți de acord cu ele, să nu vă sune prietenos, dați-mi voie să vă împărtășesc câteva lucruri de care să vă aduceți aminte poate peste 20 sau 30 de ani. Deci, eu aș reintitula mesajul meu bătrânețe cu cât mai puține regrete, pentru că veți avea și voi regretele voastre. Eu le am pe ale mele și dacă ne rămâne timp o să vă împărtășesc câteva. Dumneavoastră vă dau cu semnătură și garanție dacă ne mai ține Dumnezeu în viață sau dacă ne întâlnim în cerul, o să ne întâlnim pe străzile cerului și o să-mi spuneți am și eu regretele mele. Am crezut că o să fie tinerețe fără regrete sau bătrânețe fără regrete, dar am și eu regretele mele. Toți avem, cum spune grecul, nostalgia. Nostalgia, nostalgia, este durerea reîntoarcerii. Alghiere, de aici vine albocalmin, să scalmezi durere. Dar albocalmin nu merge la nostalgie. Nostalgia înseamnă durerea reîntoarcerii. Când te uiți în trecut și te uiți la câteva decizii proaste pe care le-ai luat și zici, dacă mi-ar fi să mai trăiesc o dată, n-aș mai lua acele decizii. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați făcut geometrie simplă. Și acum ziceți, la momentul actual, nu prea contează chestia asta, dacă copiii l-au învățat. Eu m-am pocăit în anul 1985, în 1 septembrie a fost botezul. Au fost două săptămâni minunate cu Domnul Iisus. Extraordinar! Până în 15 septembrie, când am început școală. Când am început școală, le-am împărtășit colegilor mei, știți, m-am pocăit, ce-i aia? M-am botezat, ce-i aia? Și noi ne botezăm de mari? Da, foarte interesant. Și ce presupune asta? Păi presupune că nu mai bei, nu mai fumezi, nu mai faci aia, nu mai faci aia. Și am dat primul test după vacanță, ca să ne verifice dacă ne-am făcut de vacanță. Și mă dau împrejur, era o ciudă. N-am avut de lucru, m-am pocăit. Păi n-am spus ăsta, dar eu nu mai fut, nu mai copii. Am stat așa un pic îmbufnat, că luasem decizia și am spus și altă. Dragii mei, mulțumesc acum Domnului pentru acea decizie, pentru că dacă prelungești un unghi, zici, ce mare chestie, la geometrie, atât. La fizică. Ne-au dat ăștia de memorat tabelul Mendeleev la chimie și acum, ce să fac, ce chiar poate memora? Păi și Mendeleev l-a primit într-un vis. Dacă l-o visa și eu, îl reproduc și eu. Nedreaptă profesoara de chimie. Hai să copiem măcar câteva elemente, cantitățile atomice. Și astăzi e o decizie de un grad. Mâine e o decizie de un grad. Și în fiecare zi e o decizie care înseamnă jumătate de grad abatere de la calea cea dreaptă. Deci, asta e. Dom'le, noi lucrurile mari când suntem spirituali. Cititul scripturilor, postirile și lucrurile astea. La școală. Și dacă prelungești asta peste 20 de ani, acel unghi de jumătate de grad, peste 20 de ani, distanța este enormă. Știți ce fac mecanicii creștini care au copiat la chimie? Îți strâng șurubul la roată în două ulei și după aia când mergi frumos pe stradă, îți vezi roata ta înainte. Asta se întâmplă cu un mecanic care a copiat. Și după aceea, dacă funcția ta e mai mare și dacă ești medic, și dacă ești avocat și Domnul te ridică în funcții mai mari și ești un politician creștin în această țară sau în altele și ești în conducerea bisericilor săptămâna aceasta și-a dat demisia unul dintre liderii din Convenția Baptistă de Sud, una dintre cele mai înalte posturi pe care poate ocupa cineva în Convenția Baptistă de Sud pentru imoralitate, spune comunicatul, în anii recenți.
Pe drum încoace am aflat de alte două divorțuri, din 5 cât am aflat de la începutul anului. Toate aceste 5 divorțuri sunt la foarte tineri și în primul an de căsnicie. Recordul după 6 săptămâni. A trecut luna din miere, plus 2 săptămâni și sunt în prim proces de divorț. Toate acestea, bătrânul ăla care în anii recenți cât înseamnă? 3, 4, 5, 20 de ani? Scriptura spune după roadele lor, îi veți cunoaște. Cine seamănă vânt, va se cera furtună. Să nu cumva să credeți că semănând în firea pământească, va se cera în duh. Să nu cumva să creadă cineva dintre dumneavoastră că plantând acum niște semințe care nu se văd în caracterul vostru, mai târziu nu vor rodi. O, și ce urâte vor fi roadele. Una dintre cele mai triste primiri ale cuiva la botez a fost la un moment dat, eram cu membri din comitet și primeam pentru botez candidați și un tânăr mi-a fost foarte drag și mi-este foarte drag. A stat în fața noastră și l-am întrebat, dragul meu, ce-ți dorești acum la începutul drumului acestuia cu Domnul Iisus? Și ne-a dat un răspuns care ne-a frânt inimile și ne-a dat foarte mult de gândit, ca tați, ca bunici, ca părinți. Mi-a spus așa și au început să și urească două lacrimi. Frate păstor, frate scump din comitet, tot ce îmi doresc la începutul acesta de drum este să nu fiu ca tata. Pentru că tata e într-un fel acasă și în altfel la biserică. E într-un fel cu noi și altfel cu dumneavoastră. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Exact lucrurile pe care le urâți acum cu pasiune și tinerii și adolescenții au un simț al autenticității. Imediat simțiți dacă cineva e autentic sau nu. Imediat vă dați seama dacă vorbește adevărul sau este ipocrit. Cu timpul veți pierde și ceea ce urâți dumneavoastră cel mai mult, adică ipocriții ăștia din biserica noastră, ăștia cu două fețe, unchiul, nașul, mama, tata, frații din comitet, le veți copia comportamentul. Dacă astăzi nu schimbați ceva. Vreau să ne uităm la câteva lucruri din viața câtorva tineri. Și rămăresc câteva personaje din Scripturi. Nu vom avea timp să trecem prin viața tuturora, dar cel puțin prin viața a doi dintre ei, care nu sunt creștini, adică nu l-au cunoscut în viața aceasta pe Domnul Iisus Hristos. N-au mers la nicio biserică. Niciodată. Ba mai mult decât atât au fost mulși. La vârsta de 13 ani, se pare unul 17 ani celălalt, au fost mulși și duși departe de casa lor, de fraților, de prietenilor, în niște culturi extrem de stricate, chiar pornografice. O să ziceți, generația dumneavoastră, ce știți dumneavoastră cu ce ispite ne confruntăm noi? Dumneavoastră ați asistat la inventarea Windows-ului, așa. Primul meu calculator a avut spațiu extraordinar pe hard disk de 1 megabyte. Am lucrat, sunt din generația celor care au lucrat fără mouse, pentru programul din comenzi, pe MS-DOS. Ce este dumneavoastră? La noi, acum, cum deschizi orice reclamă? Dacă îți faci reclamă la un excavator, dacă nu e femeie goală în cupă, nu trece reclamă. Ce știți dumneavoastră? Orice ispite la tot pasul. Dumneavoastră vă permite să spuneți că sunteți așa mai în vârstă, gata. Dar noi, dragii mei, nici Iosif și Daniel n-au avut o viață mai ușoară decât dumneavoastră. Sunteți cavări care nu se fac la ora actuală, tocmai din cauza faptului că dacă s-ar dezveli sau s-ar publica lucrurile care sunt depictate acolo, ar fi mult, mult, prea mult, chiar și pentru cele mai stricate și perverse minți. N-aveți niciun drept să spuneți că lor le-a fost mai ușor și dumneavoastră mai greu. Sau că nouă le-a fost mai ușor. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fost potrivită cu puterea omenească. Ci Dumnezeu a pregătit împreună cu ispita și în mijlocul ca să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Deci pentru fiecare e potrivit. Și Dumnezeu a potrivit intensitatea cu puterea Duhului Sfânt care l-a pus în voi de a rezista. De aceea aș vrea să ne uităm în viața acestor doi tineri, emigranți, apropo,
cei din Viena, nici ei n-au viață mai ușoară, nici voi n-aveți viață mai ușoară. Emigranți, copii fără părinți în lume, sub influență extrem de stricată. Unul dintre ei este Iosif și aș vrea să întoarcem la Geneza și să ne uităm la ce răspuns, nu voi relua toată istoria pentru că o știți, să vedem la ce răspuns, ce răspuns dă Iosif nevestului Potifar. 39:8. Dar el n-a vrut și a zis soției stăpânului său, iată stăpânul meu nu cere socoteală din nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. Nu este nimeni mai mare decât mine în casa aceasta și el nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că e soția lui. Cum aș putea eu să fac un rău așa de mare și să păcătuiesc împotriva stăpânului meu Potifar? Așa spune? Ce spune? Împotriva lui Dumnezeu. Al doilea text la care vreau să mergem este în Daniel 6:10. Când a aflat Daniel că s-a semnat porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele camerii de sus erau deschise înspre Ierusalim. Și de trei ori pe zi în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Amin. Iosif și Daniel, două personaje cu dosarele curate. La fiecare puteți să mai reproșați ceva. La David, curvar și ucigaș. Moise și el. Criminal cu acte în regulă și mânios. La fiecare dintre aceste personaje, că și lui Ilie puteți reproșa. Este în depresie, este cam mohorât și spune Dumnezeu, nu numai eu am mai rămas și Dumnezeu răspunde, au mai rămas și alții, nu mai vreau să mă folosești și Dumnezeu într-adevăr îl ascultă și nu mai folosește. Dar la Iosif și Daniel nu prea aveți ce le băga de vină. Poate lui Iosif că este un pic cam părăcios. Da, aveți. Care este secretul lor? Ce s-a întâmplat de unul căsătorit? Altul necăsătorit, unul într-un imperiu, celălalt în altul, și amândoi cu funcții în imperiu, în politică, și o să zice, de asta nu intrăm noi în funcții mari, de asta nu intrăm noi în politică, că ne corupe. Nu, amândoi au fost prim-miniștri, echivalentul primului ministru în națiunile care i-au luat în robie. Și au făcut o treabă excelentă, după cum știți. Unul a salvat Egiptul și celălalt a condus un legat ca Babilon. Care este secretul lor? Sunt câteva lucruri. Este un principiu în viața noastră, se cheamă principiul icebergului. Sunt lucruri pe care le spun de obicei la consilierea premaritală multor cupluri care au trecut prin casa noastră, prin înaintea noastră. Și când aud ei de principiul icebergului, credeam că fratele păstor vrea să vorbească de ceva, să ne încălzească inimile, el vorbește de gheață. Nu știu dacă o să fiu la nunta bunea dintre dumneavoastră, dar vreau să rețineți aceste lucruri care, unul dintre ele, sper să vă putea să vă salveze viitorul și unul dintre dumneavoastră sper să vă poată salva chiar căsnicii. Care e secretul unor astfel de tine? Tit, Timotei, Iosif, Daniel, Iosua, au câteva lucruri în comun. Principiul icebergului este următor, arată cam așa. O bucată din aceea uriașă, de milioane de tone, de metri cub, de milioane de metri cub de gheață, mii de tone, plutește pe suprafața oceanului. Cea mai mare parte nu este la suprafață, cea mai mare parte este ascunsă sub apă. Așa pe Titan. Cu cât este mai mult jos, cu atât mai spectaculos este sub. Cu cât ai mai multă greutate ascunsă și nu o vede nimeni, cu atât este mai înalt vârf. La fel este și în viața dumneavoastră și în viața mea. Noi putem să facem foarte frumos când venim la biserică. Pot să vin de mână cu soția și să zâmbim, putem să fim extrem de ipocriți și niște ipocriți care noi ăștia, a patra și a cincea generație de baptiști, de penticostali, ne-am învățat astea. Știți cum? Eu sunt la a patra generație de baptiști. Fiii mei la a cincea. În copilăria mea puteai să apeși orice buton. Rugăciune, binecuvântare, pune aici. Rugăciune, de ce vreți rugăciune? Am învățat limbajul. Am învățat lozincăraia de lemn. Le știm pe toate. Numai că în momentul când ai ieșit din biserică, când mergi la tine acasă, dacă mi-ai dat voie să deschid computerul și să intru în fișierele temporare,
Dacă, unii cred, vorba celor de la vei mobili, unii tocmai au descoperit că în momentul când trec pe crom incognito, atunci Duhul Sfânt dispare. Dar scrie acolo, angajatorul tău și alte persoane pot vedea de unde ai umblat. Celor interesați, vă spun eu cam ce search-uri trebuie să dai pe crom incognito ca să trezești cu poliția la 8 de ori. Dacă te-ai blocat în casă, poți sparge ei, nicio problemă. În momentul când mergem în viața noastră privată și ce nenoroc! Din 168 de ore pe care le avem într-o săptămână, 5 ore le petrece la biserică, restul cu cea mai insuportabilă persoană din viața noastră. Noi înșine. Am un prieten la Iași, Liviu, l-am întrebat, Liviu, ce mai faci? Și mi-a dat un răspuns surprinzător. De obicei, mă așteptam să spună, bine, mersi. Ce mai faci, Liviu? Mă suport. Dacă știți ce vreau. A, vreți să vă convingeți de acest lucru? Mergeți 3 zile în munți de unii singuri, fără telefon mobil, fără absolut nimic, numai atât cu tine însuți, să vezi cât de greu este. De asta când intrăm în mașini și rămânem singuri, pornim imediat radio-ul. De asta când ajungem acasă, pornim ceva care să facă zgomot în jurul nostru. Pentru că suntem foarte greu de suportat. De ce? Când te uiți în oglindă, și în oglinda cuvântului, nu în oglinda aia din bar, vezi un personaj care nu seamănă deloc cu cine ai dori să fii tu. Vezi un personaj care înseamnă deloc cu cine și-ar dori să fie Domnul Iisus Hristos în locul tău. Ne uităm în viața lui Iosif și Daniel și vedem că se trage perdeaua despre viețile lor și Scriptura merge un pic în spate. Prima mea slujbă a fost în construcție, nu la catedră, pe șantier. Și acolo am învățat pe șantierul acela câteva lucruri extrem de importante. Unul dintre lucrurile pe care le-am învățat este că dacă temelia e crăpată, orice zid deasupra se crapă. Temelia trebuie să fie bună. Dacă mergem foarte adânc în icebergul celor două vieți, la bază, acolo unde este cercul de greutate, acolo unde orice îi face vârfului nu se poate clătina, pentru că este foarte solid. Dacă mergem și la Iosif, și la Daniel, și la Timotei, și la Tit în caracterul lor, și la Apostolul Pavel, și la cine mai vreți dumneavoastră, în afară de Domnul Iisus Hristos, care este ca special. Vedeau că au la bază, temelia, un set de principii foarte solide. Principii. Ce e un principiu? Principiul vine din limba latină și înseamnă ceea ce este pus la început sau la temelie. Principiul este o afirmație de genul următor. Niciodată sau întotdeauna. Un exemplu de principiu pe care l-am stabilit cu prietena mea din urmă cu 33 de ani, actuala mea soție, a fost următorul. Niciodată nu vom depinde de resursele oamenilor, întotdeauna vom depinde de resursele lui Dumnezeu. Iertați-mi reflexele de profesor, v-aș da o temă. Pentru cele 5 puncte din această după amiază, v-aș da o temă. 1. Prima notiță. O să vă trebuiască, băieți, fiți atenți. Luați și enumerați acasă cel puțin 5 principii după care doriți să vă călăuziți viața și pe care nu le-ați negociat niciodată. Cu prețul vieții. 5 lucruri pentru care ați fi gata să puneți capul pe lucru. 5 lucruri pe care se înceapă cu acest adverb sau celălalt. Niciodată sau întotdeauna. Cântăm noi o cântare. Niciodată gândul meu altui domn nu-l voi da. Ăsta e un principiu. Da? Un principiu al închinării. Niciodată dacă cineva va veni cu pistolul la cap să spună crezi că Allah este Dumnezeu? Nu! Niciodată gândul meu altui domn nu-l voi da. Pot! Crezi pe pereți. Asta înseamnă să ai principii. Nu, cum spunea cineva, principii. Nu e nicio problemă, dar noi vrem spune asta, mai avem și altele. Le schimbăm în fiecare zi. Principiile sunt pentru viața întreagă. Principiile nu se schimbă. Principiile, dacă ce le pus la temelie, mai poți să schimbi temelia după ce ai zis deasupra? În niciun caz. Băieți, fete, asigurați-vă că aveți cel puțin 5 fraze pe care să le puneți pe o foaie de hârtie, pe care să le puneți într-un fișier de computer, pe care să le puneți într-un frigider și pe care să le vedeți în fiecare zi și sunt nenegociabile pentru dumneavoastră. Principii. Iosif și Daniel au avut principii. Ce spune Iosif? Niciodată nu voi face așa, nu mă interesează de Potifar.
Potifar mă poate băga în pușcărie. Nici măcar de faraon nu mă interesează. Relația mea cu Dumnezeu este fundamentată pe niște principii, în orice context. Dacă sunt în fântână, aruncare frații mei, dacă sunt în pușcărie, uitat de faraon, dacă sunt nedreptățit de Potifar, care probabil bănuia el care e adevărul, relația mea cu Dumnezeu nu se negociază. Nu voi face așa niciodată cu Dumnezeu. Uitați-vă la viața lui Iosif. Uitați-vă la viața lui Daniel. A acceptat Daniel să-i schimbe buletinul? A acceptat. A acceptat să se schimbe îmbrăcămintea? A acceptat. A acceptat să se schimbe tonsoarea? Probabil da. A acceptat să lucreze pentru o împărăție care exploata poporul? Da. Știți ce nu a acceptat? Până aici. Niciodată nu mă voi spurca. Există un până aici. Întrebarea mea este, care este acel până aici al tău? Care este lucrul din care nu vei trece niciodată, indiferent cât va fi de mare presiunea, indiferent cât să va întoarce mâna la spate, indiferent de cât ar fi tentantă promovarea, indiferent de ce îți va impune șeful, indiferent de cât îți va mări salarul, indiferent de tentațiile de un fel sau de altul, pentru că sunt... Știți că noi rezistăm mult mai bine la vicisitudini decât la tentațiile pozitive? Mi s-a frânt inima când o tânără mamă cu un copil de 9 luni a spus niciodată, așa de mult l-am dorit. Ani de zile am așteptat după el. Așa de mult mi l-am dorit și uite, acum ne-a binecuvântat Dumnezeu, Dumnezeu să o binecuvinteze, ce fetiță dulce și frumoasă, niciodată nu voi lăsa, niciodată nu voi părăsi. Nu le pot înțelege pe mamele alea care... Săptămâna aceasta, sau cealaltă, i s-a spus așa, fii atent, stimată doamnă, îți desfințăm postul și ai două opțiuni, treci în șomaj sau ești promovată în alt post. Salariul mai mare, poziție mai bună și în domeniul respectiv nu sunt multe opțiuni. Specialitatea dânsă este foarte îngustă. Știți ce decizia lua? Să lase copilul cu cineva. Plus să ducă, să fie promovat. Niciodată. Sau întotdeauna. A, au zis și alții să fac așa. Ok. Dar măcar nu zi. Măcar nu te jura pe cer și pe pământ că tu ai o viață dreaptă, dar măcar zi. Da, domnule, cum bate vântul? Cum bate valul? Om cu deași noi, ne descurcăm cumva, o să vedem, ajungem la poarta cerului și negociem cu Sfântul Petru. Vedem noi că doar suntem dintr-un neam care face compromisul la orice. Păi așa e neamul nostru românesc, ne descurcăm noi cumva. Unul dintre cele mai nepopulare locuri de a vorbi despre principii este în interiorul acestui popor. Pentru că ne-am învățat de-a lungul istoriei. Să stăm la intersecție și încotro se duce vântul și încotro bate valul, ne ducem și noi. Țara asta s-ar schimba, dragii mei, dacă credincioși și creștini și mai ales și din generația voastră ar spune stop, noi vrem să trăim drept. Și să puteți spune în generația voastră, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele Domnului. Să nu mai vadă oamenii din lume așa ca un om beat, când la stânga, când la dreapta, să vadă drept. Că așa nu mers Hristos. Cărările tale sunt drepte, spune Psalmul 23. Și ce spun oamenii? Apoi, domn profesor, mă lăsați-mi un pic mai liber, așa. Ce? Cu pocăiții dumneavoastră? Da, înainte era ceva. Pocăiții erau respectați. Când vedeai o pocăit de departe, știi, hai o pocăit. Acum vreau să vă spun. Și ale voastre scale noastre. Tot mai. Iar bărbații dumneavoastră ne înșală la afaceri mai... La... Păi, eu am avut încredere, am scris pocăit, dar mi-a tras o țeapă și mai tare. Tocmai că am avut încredere. Auziți, vreau să vă întreb și eu ceva. Dacă am mașina defectă și schimb garajul, se repară mașina? Nu. Ei, vedeți? Explicați-mi și mie de ce să trec la ortodox, la ortodox, la drept, patologi, la dumneavoastră, la pocăiți. Că văd că nici mașinile noastre... Mașinile voastre nu se repară mai bine. Și se referea la mecanismele noastre spirituale, la altceva. Dacă generația voastră și generația noastră ar lua decizia de a călca drept în virtutea principiilor, țara aceasta s-ar schimba.
A schimbat Dumnezeu un imperiu cu 12 oameni, care au fost gata să moară pentru principii și pentru credințe. Credeți că nu va schimba o țară de 22 de milioane? Sau câți mai suntem acum în țară? Al doilea lucru. Valori. Următorul strat. Punem primul rând de cărămiți. Valori. Valorile sunt ceea ce disprețuiești sau ceea ce prețuiești. Păi de ce ați spus că ce? Noi disprețuim? Da, disprețuim. Spune psalmistul. El disprețuiește pe cel vrednic de disprețuit. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le urăști. În familia noastră i-am învățat pe copiii noștri că noi urâm minciuna, urâm ipocrizia, dar iubim ospitalitatea, transparența, prietenia, onestitatea, lucru bine făcut. Care sunt valorile tale? Care sunt lucrurile pe care le iubești și pe care le urăști? Care sunt acele lucruri pe care le vei transmite că vrei tu sau nu vrei copiilor tăi? Vreau să spun ca tată, și poate mâine pe mine bunic, vreau să spun că actele tale, faptele tale, strigă mai tare decât vorbele tale. Indiferent ce le vei spune copiilor tăi. Ei vor vedea care sunt valorile. Și încercați, iarăși vă dau o temă, încercați, vă rog, să puneți pe foaie de hârtie câteva, 7 valori în care credeți dumneavoastră. 5 principii, 7 valori. Puteți să puneți un rând și de 7 valori negative. Ce anume urâți cu pasiune. Al treilea lucru. Priorități. O să spuneți, dacă întrebăm priorități, care este ordinea priorității în viața voastră? Era un joc absolut idiot, pe vremea mea, între pocăiți la rebelioane. Mai sunt câteva luni până la rebelioane, sper să vă repădați de jocul idiot. Unul din aceste jocuri idiot era jocul sincerității. Și acum îl deconspir ca să nu mai jucați niciodată. Erau duși ăia care nu știau într-o cameră și ăștia care știau rămâneau în cameră, care știau jocul. Și era chemat câte unul, speriat, zice, jocul sincerității. Dacă îl joci, dacă răspunzi sincer la toate întrebările, noi o să te lăsăm să petreci în continuare rebelionul cu noi. Dacă nu trebuie să te duci acasă, ne pare rău, știi, speriat, va fi respins de grup. Dar da, sigur, sigur, sigur. Unde stai? Vitejul 23, bun. Unde, cum te cheamă? Cum te cheamă mama? Cum te cheamă pe tata? Și venea întrebarea cheie. Și de ce spun că este absolut idiot jocul? Pentru că era să asistăm la tragedii. Când omul a spus, spune pe cine iubești. Și se vedea cum s-o înroșesc câte unii și unul care, da, renunța mea. Și era de față. Și renunța lui de pe Gicu de față. Și era foarte, foarte. Și față penibile, să nu mai știm, mai ele se plângând afară. Gicu să uite ce s-a întâmplat. Deci eu foarte. Dar erau unii mai șmecheri care spunea, spune pe cine iubești, pe Domnul Iisus. Ce bine ar fi să fie adevărat. Știi de unde îți dai seama că îl poți iubi pe Domnul Iisus? Merge acasă și pentru că generația dumneavoastră știe să folosească Excel-ul. Merge și face un Excel așa frumos, din 24 de rânduri și 7 coloane. Puteți să începeți cu luni sau puteți să începeți cu duminică. Duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă. Ori 24 formează 168 de pătrățele. Din cele 168 de pătrățele, cam 56 ar trebui să dormiți. Dacă nu dormiți, restul este sarte produse pe care dumneavoastră le folosiți în afară de cafea ca să nu dormiți, din păcate. O să plătiți mai târziu chitanțele pentru asta. Vă mai rămân 112 ore. Și dacă faceți 3 săptămâni acest exercițiu și la fiecare săptămână generați un pie graphic, da? Ce e ăla? Cu feliuții. Și să vedeți cam pe unde ați trecut timpul. Vă garantez că după 3 săptămâni nu majoritatea. Fiecare dintre voi va fi rușinat de felul în care și-a petrecut timpul, viața. Veți da seama că astăzi este prima zi de restul vieții voastre. Și că nu se mai întoarce. Și că tot ceea ce ai tăiat acolo, jumătate de oră, igien, spălat, frezat, 6 ore la școală sau la... sau nu mai văzut voi. O oră, chiur. Masă. Părtășie, mi-a scris unul. Că ne verificăm, da? Părtășie. Ce părtășie asta de 4 ore? Hai, de fapt am stat pe Facebook, practic. Părtășie.
Aia e părtășie, aia e părtășie, nu? Aia este altceva. Și după 3 săptămâni, ai două opțiuni, să continui. Eu am continuat pentru 21 de ani acest obicei. Și acest obicei mi-a salvat multe, sute de mii de ori. Pentru că știam că trebuie să dau socoteală la cineva de care mi-era rușine. Cum să scriu eu acum că am făcut chestia asta sau chestia asta, când la sfârșitul săptămânii va trebui să dau socoteală? Trebuie să dai socoteală cuiva. Apocalipsa se încheie așa. Și voi veni ca să judec pe fiecare pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut. Și știi cum se ordonează asta în viața ta în funcție de priorități. Dar am regrete enorme. Am avut priorități greșite. Uneori am crezut că să alerg pentru copiii altora este mai important decât să alerg pentru copiii mei. Am crezut în altă perioadă a vieții mele că a mea carieră este mai importantă decât copilul. Aveam birou în camera copilului și stătea la un fiul nostru pe par. Acum are 21 de ani. Și la 10 ani zicea, tati, haideți să arăt ce am desenat. Eu scriam la doctorat. Tati, imediat, dai numai puțin să termin un paragraf. Tati, hai să arăt ce Lego am făcut. Tati, încă un paragraf și gata. Tati, hai să ne jucăm împreună. Tati, nu pot acum, un pic mai târziu. Și când mă întorceam, copilul dormea. Și s-a întâmplat 11, 12, 13 ani. La 13 ani mă duceam, zis, n-au întrebat, tati, ce vreți să facem împreună? Tati are timp pentru tine. S-a uitat la mine și mi-a zis, mulțumesc, am alți prieteni. Astăzi este, din copiii pe care avem, este cel răzvrătit, pentru care îmi plânge sufletul. Și nu există zi de post, și nu există seară, și nu există dimineață în care să nu mă rog ca Dumnezeu să-mi ierte prioritățile mele greșite. Da, mântuirea nu este a noastră. Noi nu putem educa copiii, nu ne putem mântui copiii. Dar era responsabilitatea mea. Priorități greșite. Vreți să mă întrebați ce regrete am? Oh, ca tată, câte regrete am. Principii, valori, priorități. Astea sunt sub apă. Ce iese la suprafață, sunt câteva lucruri pe care dacă stăm un pic cu tine, le vedem imediat. De exemplu, dacă intrăm în viața lui Timotei, dacă stăm foarte puțin cu el, să fiu un exemplu în vorbire, în purtare, în dragoste, credință și curăție. Primul lucru de care v-ați dat seama, probabil, este că sunt singurul moldovean de aici, la scoala Ploiești. V-ați dat seama după limbaj, după accent. Și la Petru și-au dat seama, proaba și-au dat seama, ai urlat cu Iisus, ai accentul lui. Vorbim. Stai un pic mai mult cu cineva și vezi purtare. După aceea stai un pic mai mult cu cineva și vezi cum se comportă în relație. Și stai un pic mai mult cu cineva și vezi ce convingere are. Și stai și mai mult cu cineva și vezi cât sunt decurate căile lui. Și numai Dumnezeu știe cât decurată ți este înșine inima. Dar dacă stai un pic cu o anumită persoană, vezi cam ce reguli de viață are. Care sunt regulile pe care le vei impune în casa ta? Băieții mă vor urâi pentru ce spun acum, fetele vor aprecia. Fetele. Nu există întâlniri din asta în care să nu se lasă un schimb de profilul de Facebook. Și din experiența mea, de obicei, orice întâlnire de asta are în consecință o nuntă, cel puțin. Slavă Domnului! Să fie așa, pentru că noi nu avem nici la ora satului, nici la discotecă, aici vă puteți cunoaște. Da. Când vine el. Și ce? Eu nu pot să am numărul de telefon. În principiu, da. Eu am scoprit-o pe fica mea. Întreabă încă e pe tată. Și eu am pățit același lucru. Nu cred în dragoste la prima vedere, dar mie așa mi s-a întâmplat. M-am îndrăgostit de soția mea și am spus dorul meu de cine m-am îndrăgostit. El a zis, nu se pune, că știu eu, că la tine nu-i se. Eu a zis, ba, da,
Păi trebuie, vreau să mă duc să vorbesc cu ea cumva. Atunci nu erau nici Facebook, nici telefoane mobile. Vreau să vorbesc cumva cu ea. Și la noi aici, trebuie să te duci să vorbești un pic cu taică-su. Mi-am luat din mandinț, m-am dus la tatăl Stepănescu. Am deschis poarta, el era tâmplar. Și fiind tâmplar, a scuțat o porul. Și mi-a zis, care e? Păi vreau să vorbesc cu pica din asta. A, da, pe excelent. Sigur. Când? Întreb. După ce face armata. Așa că sunt singurul din generația mea, Leacu 89, care a făcut armata din dragoste. Știți de ce? Mi-a spus. Pentru că atunci, în armată, mi-am dat seama că acolo mi se clatină principiile, acolo mi se puse la pompă valorile, acolo mi se clatină prioritățile, și pentru că băieții nu mai fac armata, scumpe surori. Când vine, și la prima întâlnire, așa, el stă acolo, îi tremură mâna când ia din savarină, da? Și spui, am o rugăminte la tine, data viitoare când mă inviți, ar vrea să discutăm pe hârtie, să pui care sunt principiile din viața ta, care sunt valorile din viața ta, care sunt prioritățile din viața ta și dacă îți imaginezi o zi cu mine, că bănuiesc că pentru căsătorie mă puteți, da? Aia, nu, nu, m-am dat să ne plimbăm puțin pe corp, așa. Că dacă vine să vă ceară prietenia, bănuiesc eu că în vederea căsătoriei. Găsiți și altă pricină pentru care vă cer și ceva. Eu nu. Că dacă îți ceri pentru altceva, s-ar putea să găsești care o prietenă la Hunedoara, una la Arad, una la Oradea, una la Botoșani, una la Suceava, una la Vaslui și una la Galaț. Și ca să nu se întâmple acest lucru, spui poți, că sunt foarte serioase. Deci bănuiesc că ai venit cu intenții serioase, da? Bun, dacă ne căsătorim, cum îți imaginezi ziua perfectă din viața noastră? Adică pe frigiderul nostru, când se scoală copiii dimineața, ce vor citi? În casa aceasta toți spălăm vasele pe rând. În casa aceasta la ora 8, indiferent dacă sunt atei în casă sau nu, și dacă avem un safir, noi la ora 8, citim Sfintele Scripturi. Nu să puteți face altceva. Puteți să ieșiți la o țigară, puteți să faceți altceva. Noi la ora se regula casei. De ce este regula casei? Asta. Pentru că dacă coborâm mai jos, avem niște principii. Avem niște valori. Avem niște priorități. Una din regulile casei noastre este că noi nu ne împrumutăm niciodată. Eram în primul an de căsătorie și soția era gravidă cu Neria, era în primele luni. Și am avut o întâmplare fericită. Soției place foarte mult să facă dară. Și aveam trei salarii. Trei ale mele, trei ale ei. În total 6.000 de lei. Ei aveam în geam. Și ne-am dus la magazinul muzica din București să cumpărăm niște cadouri. Trebuia să plecăm de sărbători acasă. Și când bag mâna, geanta era tăiată, nu mai aveam nici un ban. Mi-am cerut scuze de la vânzătoare, că mai împachetase cadouri, am zis, nu mai avem cu ce plăti, mai avem cu ce plăti, îmi pare rău, mi s-a tăiat probabil în metrou undeva. Am plecat necăjiți acasă, am mai găsit 120 de lei, în total. I-am împărțit pe zile și s-au terminat repede. Și în ziua aceea, pe care mi-am amintesc ca ieri, soția a mers cu ultimii bani să cumpere ceva de jos, eu trebuia să plec la facultate, ea a mers și au adus-o două vecine de braț. Și ne-au spus, aici este ce a cumpărat. Dar să știți că a leșinat la rând. Leșinase de foame. Atunci am fost supărat pe Dumnezeu. Am zis, Doamne, nu te slujez. Mi-am indicat viața ție. Studiez aici cuvântul lui Dumnezeu. M-am pus la dispoziție, dar știu, asta îmi faci? Am așezat-o pe soție pe pat și am zis, draga mea, cred că trebuie să ne împrumutăm. Mă duc la Claudiu, prietenul meu, ne împrumutăm ca să ajungem până la sfârșitul lui. Și ea m-a întrebat, cât te împrumuți? Păi atât. Și după ce se termină asta, o să te împrumuți din nou? O să te împrumuți din nou? Și mi-a adus aminte. Noi astăzi dimineață ne-am rugat Tatăl nostru care ești în cer. Pâinea noastră, cea de toate zilele. Dă-ne nouă astăzi. Femeie, tu trebuie să înțelegi, noi avem principii. Dar avem și cap. Avem și rațiune. Dumnezeu ne-a dat și gândire, sper că situații din astea, ne ținem chiar ca oricul de mântă. Mi-a zis, Marius,
de dragul meu și a copilului care se va naște, dacă încalci acum un principiu de încălca pe altul toată viața. Nu sunt de acord. Și noi hotărâsim un alt lucru, o altă regulă a casei noastre, că niciodată nu vom face niciunul ceva fără acordul sau știrea celuilalt. Și mi-a fost ciudă de ea. Și eram morocănoși, unul într-o cameră, unul în celălalt, și unul în cealaltă, și m-am dus după aia la 10 fără 10. Zic, draga mea, este 10 fără 10, la 10 sunt ideea WC-ul de jos, dă-mi voie să mă duc să împrumut, pentru că îi rămâne nemâncați, este weekend, nu mai putem. Nu. M-am dus supărat, am uitat la ceas, 10, 10 și 10, și bate cineva la ușă. M-am dus să văd cine bate la ora aia, cum m-a spus pe vremea mea, eu telefon, am venit când deschid, atunci am oprit nervii din nou, la tara. În pragul ușii stătea gazda noastră. În topul zgârciților din viața mea este aici Hagi Tudose și după aia această soară. Care, când ne lua plata pentru cheie, dacă schimbam din mărci cum erau atunci mărcile germane, era pe așa, sigur atât a fost. La 50 de bani trebuia să plătim. Când am văzut că vine după ei. Ia. Paci, nici aia nu era așa. Paci, și eu, paci. Mă scuzați că v-am deranjat, eu mintea mea, hei, n-ai idei și mă bucur că te văd. Și el a zis, nu am vrut să mai trec încolo în Ghencea, peste câteva căi ferate, cu tot bagajul ăsta. Mi-a dat cineva din partea Domnului. Dragii mei, nici azi nu știu cine a fost. Mi-a dat cineva din partea Domnului să vă dau acestea și trage din întunericul sării spre ușă și bagă înăuntru două plase cu tot ce-ți trebuie până la sfârșitul lumii. Și acum, parcă văd, baghetă București. Aia era la mâine. Era abia răcină. Conserve de alea presate, cu șuncă presată, zahăr, ulei, făină și dacă nu aveam bani, puteam să gătim. Tot. Așa de umilit am fost. Am fost foarte emoționat, n-am mai știut, m-am bălbăit, nici n-am mai uitat-o în casă. Am spus mulțumesc, vorbim cu sinteziu, până ați mai amânat până mâine. S-a dus, știți ce mi-a fost cel mai greu? Să mă duc la nevastă să-i spui, ai avut? Dragii mei, Dumnezeu nu s-a schimbat, este același ieri, azi și în veci. Și poți trăi prin credință și astăzi când trăim numai prin imagine. Provocarea mea pentru dumneavoastră astăzi este rămâneți credincioși principiilor, valorilor, priorităților și regulilor. Și o regulă care se repetă, ultimul lucru, o regulă care se repetă sunt obiceiuri. Obiceiurile sunt lucruri care se repetă zilnic, lunar, anual, săptămânal. Săptămânal avem obiceiul de a merge la biserică. Socrul meu a avut 10 copii. Este un om care n-a avut multă școală, a fost maestru la petrol. În timpul liber făcea sicrie pentru țăteni. Și pereste. A avut studii și și-a întreținut cei 10 copii. Toți cei 10 copii umblă cu Domnul. Dar știți ce? Unul din lucrurile pe care mi le aduc aminte este că mersul la biserică duminică nu era negociabil. Îi lua pe băieți, îi lua de guler și plantam bocanci la biserică. La fel pe fete, la biserică. Și 10 copii, când alții pregetau la minus 10 grade, mergeau 2 km pe jos, până la biserică. Nenegociabile. Am mai mult respect pentru socrul meu și pentru soacra mea decât am pentru toți masteranzii și doctoranzii și am prieteni și cu 2 și cu 3 doctorate. Pentru felul în care au fost credincioși. Obiceiuri sănătoase, obiceiuri bune, obiceiuri implantate, tot timpul, oricât era soacra mea, se trezea dimineața, la ora 4:30, deschidea ferestrele, ca Daniel, și citea scripturile înainte de a se duce, să mordă vaca, să vedeze 10 copii! Alții nu sunt în stare de asta cu un copil, 10 copii! Daniel ce ne spune? La fel cum făcea și mai înainte, avea obiceiuri sfinte. Acum plantați obiceiurile. Cineva, fratele Onisim Vladin,
la un moment dat a relatat la capelă, la capela aceasta pe care am avut o săptămână trecută. L-a întrebat pe cineva, cum de aveți o bătrânețe așa de frumoasă? Și dați-mi voie să vă spun că există doar două feluri de bătrâni. Bătrâni frumoși și bătrâni urâți. Bătrâni senini și bătrâni acriți. Cum de aveți o bătrânețe așa de frumoasă, senină și fără regrete? Și respectiv a spus, culeg roadele unei tinereți bine investite. Știți ce faceți dumneavoastră acum? Vă pregătiți amintirile de bătrânețe. Știți ce faceți dumneavoastră acum? Vă pregătiți să fiți bunici și bunice. Reușiți sau nereușite? Vă pregătiți să deveniți niște bătrâni, niște seniori respectabili sau niște bătăi de joc? Vă pregătiți să fiți stâlpi ai bisericii și ai societății sau să deveniți niște loseri, niște pierd de vară, niște oameni care îți debat jocură, de tineri râd în urma lor? Uite și pe ăsta ce l-a apucat, are 60 de ani și tot adolescent a rămas. Ni spline bisericile de adolescenți bătrâni și n-avem patriarh. Te învârți în biserică și nu ai oameni depus în comitet. De ce? Pentru că și-au investit prost tinerețe. Aș vrea să închei cu o altă cântare în salul meu. V-aș fi citit o scrisoare, dar timpul nu este împotrivă, v-aș fi citit o scrisoare pe care mi-am scris-o mie. Dacă aș fi avut ocazia să mi-o scriu și să o citesc în urmă cu 20 de ani. Poate o să o găsiți pe blogul meu, dacă vă uitați. Dar vreau să vă povestesc povestea unui tânăr ca și voi. Dacă îmi timp să poate pregăti microfonul și chitară, aș vrea să vă cânt această cântare în încheie. Daniel a venit la Universitatea Emanuel și aici am o invitație pentru voi, fratele pastor, are restul, este o invitație pentru cei care doresc să-și petreacă 3 sau 4 ani pregătindu-se între tineri creștini. Veți găsi acest leaflet și informații. Avem teologie pură, asistență socială, pedagogie muzicală, management, limba română, limba engleză, informatică economică, găsiți și mai multe detalii. Daniel a venit la management. La 21 de ani, mai târziu decât de obicei. De obicei tineri vin la 18 ani. Și în anul întâi am văzut că ceva se întâmplă cu el. Care e istoria lui din spate? Daniel a fost realmente abandonat de părinții naturali. Abandonat cum ar fi așa. Doi creștini, soți și soție, l-au luat și l-au crescut ca pe copilul lor. La vârsta de 14 ani, Daniel și-a predat viața Domnului. Au trecut câțiva ani, a stat ceva timp acasă, a venit la 21 de ani la facultate, și în anul întâi am văzut că ceva se transformă în trupul lui. Tenul lui devenea pământiu, a slăbit și abdomenul lui s-a umflat în mod nefiresc. Cu toții am aflat în școală și ne-am rugat pentru el că avea o ciroză terminală, o boală terminală, și l-am sfătuit, care cum? Frate Daniel, vezi-ți de sănătate, lasă școala, acum o continui mai târziu. Și el avea o obsesie, avea un principiu. Tot ce începe, omul e prihănit, duce la bun sfârșit. Așa că în anul 3, realmente, pe coate și genunchi, între adormire din cauza cirozei și stare de semicomatoză, internări repetate, și-a dat ultima sesiune. Doctorii l-au trimis acasă, era acasă, într-o bună zi, și se vedea că își trăiește ultimele clipe. Mama lui stătea lângă el. A deschis ochii dintr-o dată și a întrebat-o pe mama adoptivă, mamă, ce zi azi? Duminică, dragă mamă. Duminică? Păi dacă e duminică, ce oră este? Ora 9, dragă mamă. A, păi dacă e duminică și ora 9, înseamnă că frații se roagă la biserică. Hai să ne rugăm și noi. Și s-a rugat ea. Și s-a rugat el. Și în momentul când a spus amin, a trecut la Domnul, direct în brațele Domnului. A lăsat o mireasmă extrem de frumoasă în el. Povestea aceasta s-a aflat la înmormântarea lui. Daniel n-a trăit mulți ani pe pământ, 24 de ani. La 24 de ani și-a sfârșit alergarea.
dar este un tânăr care a trăit o tinerețe fără regret. Și sunt sigur că dacă Dumnezeu l-ar fi lăsat să îmbătrânească, ar fi fost o bătrânețe fără regret. De ce? Pentru că a avut principii clar, Dumnezeu înainte de toate. Reguli, valori, obiceiuri de viață, obiceiul lui era, pentru el, ora de rugăciune nu era plictisitoare. Dați-mi voie să vă cânt ceea ce am aflat mai târziu, după mormântarea lui, că era cântarea lui preferată. Mi-e dor de tine, Doamne, stăpânul meu prea sfânt. Ce-aș face fără tine pe acest străin pământ? În orice zi și clipă pe tine domnesc. Ce-aș face fără tine pe acest străin? Dușman, sporesc neîncetat, dar tu, pe ei, mă aveți, stăpâne îndurat. În orice zi și clipă, pe tine dormiți, ce-aș face fără tine pe acest zi? Trăznete și frig, durerea mea și spaima, la cine să strig? În orice zi și clipă, pe tine, Doamne, sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu prea sfânt? Ființa ta, o Doamne, e pacea, viața mea. Ce-aș face fără tine, în noaptea vieții grea? În orice zi și clipă, pe tine dormind, ce-aș face fără tine, stăpânul meu prea sfânt?